Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a anunțat că în perioada 1 martie-23 aprilie, primăria desfășoară campania de curățenie de primăvară în municipiul Suceava, ca urmare a condițiilor meteo favorabile. Acesta a precizat că este și responsabilitatea noastră a tuturor să păstrăm orașul curat. Etapa 1 se desfășoară în perioada 1-19 martie și presupune salubrizarea arterelor principale din municipiul Suceava după perioada de iarnă. Se acționează cu două echipe formate din muncitori și un șef de echipă, cu autospeciale de măturat mecanizat carosabil, autospeciale de măturat trotuarul, încărcător frontal, autospeciale de transport deșeuri și autospeciale de spălat străzi. Activitățile desfășurate presupun curățat rigole, greblat spații verzi, măturat manual sau mecanizat străzi, trotuare, colectat deșeuri, spații verzi, spălat străzi, trotuare și alte spații, spălat mobilier stradal, completat sau montat coșuri deșeuri stradale. Etapa a doua se va desfășura în perioada 22 martie-23 aprilie și presupune pregătirea municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paște, împreună cu asociațiile de proprietari. Astfel, în săptămâna 22-26 aprilie, echipa întâi își va desfășura activitatea în cartierul Obcini, iar vineri în cartierul George Enescu. Echipa a doua își va desfășura activitatea în cartier Burdujeni-Anele. În săptămâna 29 martie-2 aprilie, echipa întâi își va desfășura activitatea în cartier George Enescu, echipa a doua în cartier Burdujeni. În săptămâna 5-9 aprilie, echipa întâi își va desfășura activitatea în zona centrală, echipa a doua în cartierul Ițcani plus cartier Zamca. Reluarea programului de salubrizare în cartiere se va desfășura în săptămâna 12-16 aprilie. Astfel, echipa 1 își va desfășura activitatea luni și marți în cartierul Obcini, miercuri, joi și vineri în cartierul George Enescu, echipa 2 în cartier Burdujeni. În săptămâna 19-23 aprilie, echipa 1 își va desfășura activitatea luni în cartierul Zamca, de marți până vineri în zona centrală. Echipa 2 luni își va desfășura activitatea în cartierul Burdujeni, marți și miercuri în cartierul Ițcani, iar joi și vineri în cartierul Zamca. În perioada 26-29 aprilie va avea loc pregătirea municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paște. În această săptămână se vor salubriza zonele adiacente locașurilor de cult și zonele de agrement sau parcuri.